că le știi pe toate? Ai curajul să riști totul? Joacă Dublu sau Nimic. Dublu sau Nimic la Europa FM. Dan din Ploiești cred că le știe pe toate dacă s-a înscris și vrea să ne ia banii. Astăzi 800 de euro. Bună dimineața, Dan! Salut, Dani! Bună dimineața! Salut, salut! Bună dimineața! Bună! Le știi pe toate, e adevărat? Nu știu, vom vedea. Facem un test în dimineața asta. Ce faci? Cu ce te ocupi? În momentul acesta nu mă ocup cu nimic. Ai, foarte frumos. Și înainte? Sunt proaspăt pensionat. Ah, bună treabă. Sunt. Și înainte ce ai lucrat? Înainte am activat în domeniul energiei. Ah, să trăiești un inginer energetician. Ne, nu, chiar. Da. Mai mult petrol și gaze. Petrol și gaze. Om serios. Bun. La Ploiești acolo. Da. Se poate face, da, treabă. Pe termen lung. Pe termen lung, da. Bine, măi, Dane, păi ești pregătit să facem treabă în dimineața asta? Da. Că, uite, pe mine m-a luat puțin prin surprindere concursul azi. Am făcut ordine, mi-au căzut foile pe jos. Citeam niște mesaje. Am primit foarte multe mesaje pentru emisiunea lui Cătălin. Bine, dau eu șeful? Nu, 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 mulțumesc. Nu mai sunt, da, de trebuință. Să trăiți. Gata, Dan. Începem, da? Începem, da. Hai, la de ce George profil are Dan? Ne ia toți banii azi. Hai să vedem. 100 de euro. Păi așa, după descriere, Dane, asta e cea mai grea întrebare din concurs. La ce ne-ai spus tu despre tine? Adică asta nu am certitudinea că o știi. Depinde de ce meniu ai. Câte mă de aici, că asta e simplă. Gata, Dan... Nu servim șnițele. Fără șnițele. Nu e cu șniță. Nu e cu șniță. E cu garnitură. Da. Spune-ne, Dane, pentru 100 de euro, ce este rucola? Rucola este o plantă care se consumă ca salată. Da. Domnul inginer, mai scurt, da, dacă se poate mai eficient, nu tot proiectul, doar concluzia. Da, am înțeles. Da. E o salată. Salată! Asta, o plantă tip comestibil. S-a dat 100 de euro în dimineața asta, bravo, Dane! Mai amărui, așa. Și da, acum ai drum deschis către 800 de euro. Zic, Doamne, eu. Doamne ajută! Hai, mergi? Merg! Bravo! Că Dane hotărât. 200 de euro. Om serios. Întrebarea a doua, care n-ar trebui să facă probleme, vine din partea lui Zafiu George. Da, pune presiune pe el. Specializat în muzică și film, dar și cu alte talente. În dimineața asta, Dan, întrebarea a doua pentru 200 de euro este din muzică și sună în felul ăsta. Spune-ne, Dan, care a fost primul solist al trupei Nirvana? Kurt Cobain. Da, primul solist. Primul solist, da. Dar de ce te-ai gândit așa? Mult. M-am gândit mult? A fost primul nume care mi-a venit în... Dar câți soliști a avut trupa Nirvana? Păi cred că unul singur. Bravo, domnule! Bravo, domnule! Așa se face! Bravo! 200 de euro pentru Dan de la Ploiești. Adi, adă banii. Adă banii. Numai că ne ia banii, toți ne ia pe banii. Pe asta zic, să aducă ea 800. Practic, cele mai grele întrebări s-au dus. Ia zi, Dan. Vedem. Bem. Mergem mai departe. Ia uite-l, frate, bravo. Da, mă, nu omul a spus, e hotărât. Chitit. Așa hai trebuie. Atunci. 400 de euro. Dan, te concentrezi că nu e greu. Da. Pentru 400 de euro. Cum se numea câinele cu trei capete din mitologia greacă ce păzea porțile infernului? Cerber. Eu n-am înțeles niciodată de ce trebuia un câine de fioros cu trei capete pe numele lui cum o fi, care să păzească porțile infernului.
La intrare sau la ieșire? Adică, cred că e la ieșire. Dar de ce pun bodyguards la discotecă? Știi ce zic? Păi cam asta era. Adică la infernii la discotecă, e fanic. Da. E treabă. Și faună, e lumea mai diversă. Pe câmpiile Elisei, acolo nu se duce nimeni, că e boring. E plictiseală. Aici de ce să plăzi? E lume liniștită. La infern, parte, civilizat. Pe treceri, toate păcatele, băutură, exact. Prea curvie. Deci să pui ceva de pază. Fumat n-aveau pe atunci, dar... Ceva făceau ei. Uite, domnule, cum ai făcut rost de 400 de euro. Bravo, Dane! Bravo, domnule! Mulțumesc, mulțumesc! Să trăiești, că ești foarte chill. Ce facem cu banii ăștia? Îi dublăm sau îi ții la tine? Păi mă gândesc că dacă nu m-am îmbogățit până la vârsta asta, 400 Haide, sau 800 nu e mare lucru. Așa că mergem mai departe. Da. Bravo! Asta e. Bine! Suntem live și pe pagina de Facebook Radio Europa FM. Dacă vreți să ne vedeți fețele când dăm 800 de euro, intrați pe Facebook. Dan, mult succes! Mamă, deci cum mulțumesc! Sunt sigur mulțumesc. Că o să știi răspunsul la cum întrebare. Se potrivește întrebarea asta cumva. Știți da. Că v-am zis, nu schimbăm întrebările, mai e și chestie de noroc. Cum vine de se potrivește? Întrebările, uite-le, sunt aici toate, da. Adică nu există... Au mai existat, am văzut oameni temători să ne spună ce în fac, ce domeniu lucrează cumva. Sau că de teamă să nu cumva să le schimbăm întrebările, să le încurcăm. Hai să vedem, v-ați liniștit? Ai prins-o că au fost oameni temători de teamă, da. Ai înțeles? Înțeles, da, să zic, v-ați liniștit? Ne-am liniștit, da. 800 de euro. Și uite așa, emoțiile s-au transferat la Luca în dimineața asta că... Dane, tu ne-ai dovedit că nu ești temător de teamă. Ai fost chitit de la început să mergi până la capăt și meriți să câștigi premiul cel mare. Doamne ajută. Ți-am zis că la ce profil ai ar trebui să nu existe nicio problemă. Până acum am avut dreptate și cred că o să am până la capăt. Dan, în ce județ, pentru 800 de euro n-are rost să mai găști în care-i premiul. În ce județ, Dan, se află binecunoscutul obiectiv turistic denumit și Sfinxul din Bucegi. În județul Prahova. Tu fiind ploieștean? Da. Ploieștean prahovean? Ploieștean prahovean, da. Ia de asta zic că nu... Deci Ploieștiul e prahovean. Și Brașovul? E brașovean. Brașov, brașovean înseamnă că este în județul Brașov, dar asta este... Dar Sinaia unde e? Prahova. Stai un pic, Sinaia unde e? Sinaia este în Prahova. E tot în Prahova. Și... Și Predealul? Predealul este în Brașov. Brașov. E partea cealaltă. Hai și potoliște, stai puțin. Și Moroieni? Moroieni este în Dâmbovița. Serios? Știi de Moroieni? Cine-i Moroieni? Da. Păi Moroieni e unde e Sfinxul. Moroieni e comuna de care aparține Sfinxul. Tu fiind din Prahova, da, eram convins că o să știi răspunsul la întrebarea Mamă, asta, că nu o să te încurce. Mamă, Sfinxul cum am crezut! Ține de comuna Moroieni și este în județul Dâmbovița. Da, Sfinxul are buletin de Dâmbovița, cu alte cuvinte. Ghinion. Întrebarea asta care te-a încurcat ne-a deci, fost furnizată de un ascultător, de Dănuț. Dane, să știi că dacă m-am bucurat la început pentru faptul că ești din Ploiești, e pentru că aveam întrebarea asta. Adică da, așa s-a nimerit în dimineața asta și am zis, doamne, dacă ajunge până la 800, e, ce să mai, devine cea mai simplă întrebare. Ah, da, ce rău îmi pare. Dar uite că e un detaliu pe care nu-l cunoșteai, știi? Era acolo, lângă tine, dar nu-l știai. Da. Adevărul că nu am fost niciodată cât eram tânăr până la Sfinx, poate știam, dar asta este. Da, ce să faci? Of, îmi pare tare rău că ai... Și mie. Ai fost foarte stăpân pe cunoștințele tale, ai mers foarte bine până aici și chiar aveam încredere că o să câștigi premiul cel mare în dimineața asta. Dar nu-i nimic, e și mâine o zi, de. Dublu sau nimic revine cu premiul de 1600 de euro. Dublu sau nimic, cel mai deștept concurs radio, revine mâine în deșteptarea la Europa FM.